Haide, dragilor, să vedem cum e cu Dacia. Îmi place că pornește foarte repede. E adevărat că e și încălzită. Sunetul acesta e inconfundabil și mai ales mirosul pe care mașinile astea l-au. Au un miros anume, nu știu să-l descriu, și l-au avut de noi. Spre surprinderea mea, chiar am nimerit viteza întâi. Comparând cu o mașină modernă, da, n-are nicio legătură pe partea de manevrabilitate, de frânare sau cu alte mașini din perioada respectivă. Da, n-a fost niciodată o mașină premium, numai că e vorba despre povestea din spate și de pasiunea pentru aceste modele. Aici e o zonă cu piatră cubică, mașina are arcuri dure, o să intre la o recondiționare și momentan de-aia se mai au dat anumite zgomote, dar tehnic este ok. Are frâne, totul e pus la punct. Cam așa e cu astea până le înveți. Hai să nu chinuim ambreiajul. Cu manetele e mai complicată situația. O rotație îți dă poziția. Dacă dai în jos e fază scurtă, în sus e fază lungă. Și practic în jos cu apăsare este flash-ul. Deci sunt niște diferențe. Dar e o experiență, adică e ceva ce nu poți înlocui cu o mașină modernă. Însă nu e ușor de condus, trebuie să o înveți. A doua, mai greu. Gata. Așa. Nu se obișnui cu cutia asta de viteze. Am zis-o de la început, nu știu, niciodată nu mi-a plăcut cutia de 1300-1000, altceva în afară de Nova. Aia avea schimbătorul scurt și era mai ușor de plasat. Avea H-ul ăla clasic, mult mai ușor de folosit. Ce ciudat e cu ochelari polarizați prin parbrizul ăsta, pentru că se văd niște pete care țin de faptul că e parbriz securizat, are ca un fel de folie de plastic. A patra, nu mint, rămâne la a treia. Are o timonerie ciudată, niciodată nu m-am obișnuit cu ea și e clar că fiecare proprietar își cunoștea timoneria proprie și era destul de greu să o învețe altcineva. După ce o conduc 10 minute, cred că nu mai sunt probleme de acomodare. Are un sunet interesant, așa cu totul, simt și evacuarea. Suspensiile sunt destul de interesante că nu-s moi. Hai că am prins și a patra. Deci, practic, a patra e un pic spre mine, în jos. E ca și cum ai da din a treia în a doua. Cam așa e senzația, dar nu trebuie să dai atât de mult ca să nu intre în a doua. Deci, chiar o... H-ul ăla e ceva orientativ, oarecum în direcția aia este viteza, dar practic dacă vrei să dai a treia, faci așa un pic din vârful degetelor înainte, adică e ceva total aparte față de... N-au fost niciodată niște mașini performante, să fim serioși, nu-i vorba despre asta. Adică față de ce au primit occidentalii, mașinile astea erau ceva net inferior. Dar astea erau, cu astea trebuia să te descurci. 20-30 de ani cu chestiile astea s-a mers, nu cu altceva. Așa că povestea e mai importantă decât cifrele mașinii. Da, comparând-o obiectiv, pe foaie este o mașină care n-are nicio legătură cu ceea ce era în perioada respectivă.
clar mai confortabilă decât era un Trabant sau alte mașini din blocul sovietic, nu știu, Mozviciu, Zaporojet și astea care mai erau prin zona de bloc estic, dar realmente comparându-le cu ce era un Volkswagen în anii respectivi, un BMW, un Mercedes, nu mai zic, n-au nicio legătură. Și totuși Dacia 1310 sau vehiculul de bază, așa cum era la început, era net superior pentru că folosea componente de origine franțuzească mai bune. Și Renault 12 ca mașină n-a fost o mașină rea, era tehnologic avansată, numai că românii au tras 10 de ani de design ăsta, adică deja când a apărut Dacia Sport, modelul ăsta era de mult depășit. Nu mai avea nicio tangență cu modernitatea. Și de asta cred că un străin nu ar înțelege mașinile astea, nu, n-ar avea cum. Adică dacă îl urci într-o mașină de asta, comparând cu ceea ce a avut el când era copil, cu siguranță nu, n-ar fi de acord cu ea și n-ar înțelege conceptul. Dar una peste alta, sunt mașini care au spus o poveste. S-au fabricat 2.800.000 și ceva de exemplare de Dacia până în 2002. O cifră modestă față de, să zicem, o generație de Renault Clio 2, care s-a vândut în vreo 4.600.000 de exemplare. Dar chiar și așa, când spui Dacia, spui mașină românească. Și acum Dacia modernă mizează pe acest lucru. Au un capital în spate, adică parte din vânzările Dacia sunt convins că sunt datorate și faptului că au existat aceste mașini în mentalul colectiv. Și până la urmă așa ar trebui să funcționeze marketingul. Hai că am învățat-o. Da, deci greșeala este că niciodată, oricum o dai, nu trebuie să folosești H-ul ăsta, clar. Adică vitezele ca traseu sunt orientative, așa. E foarte greu să explici. Dacă nu conduci una, nu înțelegi despre ce e vorba. E ca și cum ai nimerit în orb traseul printr-un hol neluminat noaptea. La început, când a cărui, nu călcam eu ambreiajul complet. Și de asta era... Cum se aud axele, ce-mi place, în momentul în care bagi în inferioară, se turează în cutie axele alea. Și dacă nu faci rev match, se aude turația respectivă. E o chestie care nu cred că e prinsă de microfon. Adică auzi tot la ea. Auzi motorul, auzi evacuarea, auzi rulmenții mașinii, planetarele, toate cele, și mi se pare foarte interesant că e o chestie pur mecanică. Dar realmente, așa cum e mașina acum, chiar e mișto de condus. Adică dacă îi respecti limitele astea de mașină de epocă, nu e lipsită de vlagă. Adică, uite, la 3000 când apăs, încă are zvâc și se turează bine, bine. Adică n-ai o problemă de... Vitezele au o etajare corectă. Poate deveni plăcută de condus. Și ce-mi place în contextul modern, fix mașina asta așa cum o conduc eu acum, are niște frâne bune. Adică nu simți senzația aia de pedală neconectată la nimic. Deci chiar când apeși se simte clar servoasistarea și frânează la fel de bine ca o mașină compactă modernă. Evident, n-are aceleași performanțe de frânare, dar te simți sigur pe ea la volan. Adică deja eu am prins încredere și pot să o conduc mai alert. E haios că ajungi în A4 imediat, adică la 2000 de rotații pe minut are 60 de km pe oră în A4. Dacă faci un rev match, intră ok în viteză. Ia. Suspensia nu pot să zic că e dură, raportat la o mașină modernă. Are o lipsă de elasticitate, dar chestia asta va fi rezolvată. Ați văzut noile arcuri în portbagaj care vor fi montate pe puntea spate și care sunt de la o berlină normală și vor trebui tăiate pentru că proprietarul nu a găsit să cumpere unele noi de Dacia Sport, că nu se mai produc. Ce-mi plăcea pe vremea
tuningul ăla cu dulăpior în polbagaj, cățelușul pe bord, capul ăla de trandafir la schimbător. Acea aerotermă electrică care se punea pe bord să-ți sufle vara când erai în trafic. Da, era interesantă și cu 5 trepte dacă prindeai asta, clar, știu că și scria pe spate la alea primele 5 speed, parcă au fost niște ediții. Țin minte că pe un drum închis, în copilărie, am condus o Dacia Break mult timp. Aveam o rudă care stătea într-o zonă de asta cu drum închis și m-am simțit foarte vesel atunci când plăcea să conduc. Și Dacia Nova pe care am avut-o, o conduceam pe vremuri când erau închise drumurile de la Parcul Băneasa. M-a învățat tata să parchez cu jaloane, nici nu mai știu câți ani avem, 12-14 ani. Ca să închei, e mișto să fii nostalgic după lucrurile astea, nu după regimul în sine. Mașina vine dintr-o perioadă în care România nu o ducea deloc bine economic și oricât ne păcălim noi să credem că era mai bine în vreun fel, atunci nu era. Dar dacă te raportezi la lucrurile astea, niște bunuri, niște mașini, niște peisaje, niște excursii pe care le-ai făcut în perioada respectivă, de alea trebuie să-ți aduci aminte, nu de oameni politici, bălării din astea, așa cum se întâmplă și acum până la urmă. Și da, dacă tu în copilărie ai avut o asemenea mașină, părinții tăi de fapt au avut o asemenea mașină sau îți aduce ție aminte de ceva de atunci, merită toată investiția într-o mașină asta care chiar nu este mare. Dacă vrei să o restaurezi la niveluri din astea absolute, da, va fi un cost, nu e ieftin. Însă trebuie să recunoaștem că e o mașină noastră, făcută cu resurse foarte puține, modificată de nu mai avea nicio legătură cu ceea ce ieșise practic din Franța și și-a făcut o poveste separată pe care am încercat să o zic astăzi într-un fel caracteristic și vă mulțumesc că a stat alături de mine până acum. Mulțumesc proprietarului că și-a rupt din timpul său pentru a-mi pune mașina la dispoziție și am și filmat într-un cadru care chiar dacă a fost puțin mai zgomotos, e cumva potrivit, respectiv Academia Militară, care ne aduce aminte de acele vremuri. Și mi-a plăcut foarte mult că au intervenit acei copii pe cadru, pentru că exact așa cum am spus și atunci, nu trebuie să inhibați copilul din voi, lăsați-l să zburde. Și faptul că acei copii urlau și se plimbau pe aici, era pentru ei fericire pură. Și exact cum ei se bucură de o jucărie, un pistol cu apă, un Pokémon sau o tabletă, știu eu ce ori mai avea pe acolo, așa ne bucurăm și noi de jucăriile astea de copii mari, respectiv aceste mașini, care au doar o poveste de zis și nu mai au niște defecte. Și uneori ar trebui să trăim viața mai încet, să nu mai dăm totul pe repede înainte și să ne bucurăm de chestiunile astea mărunte și să nu ne mai enerveze nimicuri, pentru că realmente nimicurile astea chiar nu contează și sunt oameni care din păcate au probleme mult mai grave. Și în timp ce pe tine poate să te dispere un copil care urlă sau, nu știu, un vecin care face gălăgie, sunt niște chestii infinit mai nesemnificative față de unii care chiar au niște probleme de sănătate, sunt într-o situație nasoală, au pierdut pe cineva drag și alea sunt niște chestiuni care nu pot fi reparate. Până la urmă, despre asta este viața. Totul este relativ și trebuie să știi cum te raportezi la aceste evenimente. Nu știu, am încercat să îmbin cumva ideea asta de final, ca să înțelegem o mașină pe care nu toți ar înțelege-o și care până la urmă și-a spus povestea. Nu mai este ceva de actualitate, dar uite, pentru mine, simplu fapt că țin cheia asta în mână, îmi aduce aminte de Dacia Nova, pe care am avut-o în familie. Avea exact același tip de cheie. Una din cheie era cu laterală mai pătrată și una era așa decupată și țin minte că a fost mașină care avea o cheie pentru toate ialele, inclusiv pentru contact. Însă Daciile astea aveau chei diferite pentru rezervor, pentru portbagaj, pentru uși și de asta sunt atâtea chei aici. Însă am ajuns și eu să am așa ceva la Dacia pentru că am schimbat de foarte multe ori butucul de la contact și unul de la ială. Și am ajuns să semn la un moment dat să am trei chei, una pentru ușa dreaptă și portbagaj, una pentru ușa stângă de la șofer
și una pentru contact. Deci cam toate dacile au ajuns la povestea asta. Da, și când le văd, îmi aduc instant aminte de mașina pe care am avut-o în familie. Și chestiile astea, din nou, nu au o cuantificare financiară. Adică mi-aduc aminte când țineam cheia asta, abia îmi luasem permisul la 19 ani și un an sau doi am condus acea Dacia. Și țin minte senzația asta tactilă a acelei chei. Și abia așteptam să mă urc în mașină, mă jucam cu scobitura asta de aici, pentru că se ține foarte ușor pe deget. Este o amintire pe care o am eu și sunt convins că și voi aveți genul ăsta de amintiri cu mașinile astea din numeroase alte puncte de vedere. Așa că cred că ar fi cel mai interesant să le spuneți în zona de comentarii, că sunt tare curios.